Instanța admite sesizarea formulată de parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea privind internarea medicală provizorie a numitului Pușcoiu Florentin. Conform articolului 162 Cod de Procedură Penală, coroborat cu articolul 114 Cod Penal, dispune internarea medicală provizorie a numitului Pușcoiu Florentin într-un institut medical de specialitate până la însănătoșire. Conform articolului 162 aliniatul 2 din Cod de Procedură Penală, dispune sesizarea comisiei medicale competente să avizeze internarea bolnavilor mentali din cadrul Direcției Sanitare Vrancea. Conform articolului 140 aliniatul 1 litera B Cod de Procedură Penală, constată că măsura arestării preventive luată față de învinuit a încetat de drept și, în consecință, dispune punerea în libertate de îndată a învinuitului Pușcoiu Florentin.